Polițiștii au depistat în flagrant un cetățean sârb în timp ce transporta cu un autoturism pe raza comunei Cujmir cantitatea de 68.000 de țigarete fără timbru fiscal, ce proveneau din contrabandă în valoare de circa 35.000 de lei. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției orașului Vânju Mare, au organizat și executat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu produse din tutun. În urma acestei acțiuni, polițiștii au depistat în flagrant un cetățean sârb în timp ce transporta cu un autoturism pe raza comunei Cujmir țigări ce proveneau din contrabandă. Polițiștii au depistat în flagrant un cetățean sârb în timp ce transporta cu un autoturism pe raza comunei Cujmir cantitatea de 68.640 țigarete, fără timbru fiscal, ce proveneau din contrabandă, în valoare de circa 35.000 lei. În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă asimilată.